Conducerea Spitalului Municipal de Urgență a transmis primăriei Roman o lungă listă referitoare la necesarul de fonduri pentru 2017 și o prioritizare a acestora pentru care are nevoie de alocări. Spitalul Roman ar avea nevoie doar pentru investiții în aparatură de 65 de miliarde de lei în vederea procurării unor aparate necesare în regim de urgență desfășurării corespunzătoare a activității de unitatea sanitară. Aparatura medicală necesară pentru a fi cumpărată cât mai repede este undeva la 65 de miliarde. Aici, însemnând dotare în ce privește blocuri operatori, incubatoare de transport pentru nou-născuți, care ieșui cerință în autorizarea ISU, aparate de radiologie care trebuie și la laboratorul TBC și pentru ambulatorul spitalului, inclusiv unul mobil pentru blocurile operatorii, ecografe, foarte mult, computer tomograf, evident, este primul pe listă în fiecare an. Așadar, vă spun, numai la acest capitol sunt circa 65 de miliarde. Sunt reparații curente la secțiile care nu am reușit să le facem și așa cum vă spunea și doamna manager într-o intervenție anterioară, pentru că în acest an avem de pus în practică o zonă de spitalizare de zi la nivelul spitalului, o să trebuiască să identificăm zonele în care putem face acest lucru și atunci reparațiile pentru, și pentru secțiile care au mai rămas să fie făcute, odată ce știm foarte bine ce avem de făcut, că e posibil să mai permutăm niște zone din anumite secții. Aici e o estimare pentru cele trei secții care au fost de aproape 10 miliarde. Spitalul Roman trebuie să finalizeze lucrările la Centrul de Sănătate Mentală, dar și lucrările de realizare al unui spațiu în care să fie mutată arhiva spitalului, spațiu care va fi amenajat în centrala spitalului vechi. Avem reparația capitală la corpul ABC, așa cum știți, care așteptăm să o terminăm. Anul acesta am avut susținerea și promisiunea de la domnul primar că vom primi pentru finalizarea lucrărilor începute circa 3 miliarde, urmând ca într-o etapă următoare să găsim soluția finalizării. Circa 2 miliarde jumătate, 250 de mii avem nevoie pentru cabinetul de sănătate mentală și înființarea arhivei spitalului, care intenționăm să facem în zona spitalului vechi, în centrala termică, care are disponibile două celule care pot fi dezvoltate și amplasate aceste locații. Bineînțeles, în continuare rămâne o prioritate acel proiect al nostru cu demararea modernizării, extinderii și dotării unui centru imagistic al spitalului. Ca sursă de finanțare știți că ne-am gândit la fonduri europene sau guvernamentale nerambursabile. Un proiect care este la stadiul de idei și de studiu de prefezabilitate, să-i spunem așa. Am discutat și pe această temă cu reprezentanții primăriei. S-a depus, am înțeles, au fost niște discuții pentru studiile de fezabilitate care ar urma să fie prinse în bugetul anului 2017. Cam în linii mari acestea ar fi obiectivele care le avem în vedere. Sigur, tot timpul apar și lucruri noi, lucruri care țin de activități curente, de anumite acte normative care urmează să fie puse în aplicare în perioada următoare, așa cum vă spuneam, această zona spitalizării de zi este un lucru care trebuie să-l îndeplinim până la sfârșitul anului 2017. Și conducerea medicală a spitalului și-a propus, împreună cu toți cei din Comitetul Director al Unității Sanitare, o serie de proiecte prioritare legate de încheierea unui contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate de prestări servicii radiologice în ambulatoriu, în vederea atragerii de resurse financiare suplimentare. Reorganizarea secțiilor din spital se va face în scopul îndeplinirii unor cerințe ale organismelor de acreditare, care au început procedurile de acreditare din etapa a doua, care constă în verificarea modului de conformare la exigențele impuse în prima etapă de acreditare. Intenționăm să intrăm în contract cu casa și pe secția de radiologie, având în vedere că acum am primit acest aparat, care este un aparat extraordinar între noi, fie vorba,
și era și timpul să avem așa un aparat la Spitalul Municipal. Asta ar fi primul proiect pentru noua contractare, contractarea din 2017-2018. Apoi intenționăm să creștem standardele de calitate prin îmbunătățirea condițiilor hoteliere din secțiile care ne-au rămas nemodernizate și mă refer aici la secția de recuperare medical-balneologie și secția ORL. Să finalizăm un proiect pe care ni l-am propus în urmă cu un an, dar care nu s-a finalizat din considerente financiare în principal și din lipsa unor aprobări, și anume mutarea secției de oftalmologie și pentru ca spațiul de la etajul 2 să fie destinat în totalitate secției de chirurgie, ceea ce ar duce la o mai bună gestionare a spațiului și un confort sporit în saloane. Intenționăm în acest mod să micșorăm numărul de paturi pe salon, care este de altfel și una din cerințele impuse de către Comisia de Acreditare. Și, bineînțeles, după cum, nu știu dacă sunteți la curent, să continuăm toate proiectele de acreditare, pentru că, deși noi suntem spital acreditat din anul 2016, am intrat în ciclul al doilea de acreditare, nu numai noi, ci și toate spitalele din țară, iar în această perioadă de 5 ani urmează o perioadă foarte dură, dar despre care am vorbit mai puțin. Este o perioadă de evaluări în care primim din partea Agenției Naționale de Acreditare diferiți indicatori, diferite cerințe la care noi trebuie să răspundem, să avem niște raportări semestriale, raportări anuale sau raportări în caz de necesitate. Această a doua etapă a acreditării se întinde pe o perioadă de 5 ani. Procedurile sunt și mai dure decât în etapa anterioară, ținând cont de faptul că spitalul trebuie să facă față multiplelor evaluări pe care le face Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor pentru verificarea conformării diverselor cerințe impuse în prima etapă de acreditare. Noi directori au credința că și în această a doua etapă, Spitalul Roman se va prezenta corespunzător.